Salutare vă dau astăzi și vouă, numai de aici, de pe YouTube, pe Facebook, încă sunt blocat, nu știu din ce motive, sateliții, 5G-urile, Putin, Bill Gates, nu știu, habar n-am, nu mai pot accesa Facebook, nu mai pot publica niciun video acolo, nu vă pot răspunde la comentarii, rămânem deocamdată în zona aici, pe YouTube, mulțumesc pentru că v-ați înscris pe contul meu, că mă căutați și aici, vă mulțumesc tare mult. N-ați migrat cu toții de pe Facebook, dar mai aștept, că doar nu sunteți medici. Medicii români dețin recordul mondial la migrare. O treime dintre medicii români au plecat din 90 până azi, au plecat în străinătate. Vă dați seama? Cam o treime dintre medici sunt în străinătate. Record mondial. Păi dacă tot au plecat 5 milioane de români în străinătate, nu era normal să meargă și niște medici să fie alături de ei și să-i trateze? Ziceți și voi, da? Așa este situația. Acum să nu ne mai mirăm că dacă ajungi într-un spital străin, dacă zici ceva de rău în română, să ți se răspundă de mamă tot în română. Că așa este. În România unde? Că nu spitale. N-avem spitale, domne. N-avem... Dar avem terase sau de... Ați mers? V-ați luat cafeaua favorită pe terasa potrivită? A? Frumos acolo, la terase. Numai trebuie să respectăm niște reguli. În rest totul e perfect. 2 metri distanță între mese, 4 la masă, da? Deci tu și încă 3 prieteni. Mi se pare prea mult chestia asta, prea mult, pentru că tu ai nevoie de un prieten căruia să-i spui toate necazurile din pandemie, cu care să ciocnești o bere adevărată, nu ca pe Zoom, acolo când faci numai click, nu se poate. Deci dacă ai un singur prieten și ești cu el la masă, e suficient, că vorba aia, o fată mai găsești, dar un prieten greu, mai este dilema aia. Covorașe cu dezinfectant la intrare în terase sau fără, cu sau fără covorașe cu dezinfectant la intrare. Nu îți trebuie. Tu intri să bei acolo o bere, să nu mai știi de tine, să te faci carpeta cu răpirea din serai. Nu te interesează cârpa de la intrare. Ți se trec datele într-un registru. Acolo îți parcă e cartea de onoare. Oricum, dacă te îmbezi rău, te țin minte toată viața chelnerii. Când mai treci pe acolo, zic, ăla. Sunt să faci o rezervare, trebuie să dai nume, prenume, număr de telefon, mă. Dar ce, Dumnezeu, pleci în spațiu, aselenizezi undeva? Drept e că atunci când mergi la Budă cel mult ca să te conectezi la WC-ul, e ca și când cobori din capsula spațială și te conectezi la stația orbitală. Să rămână bună dimineața. Asta e situația, ți se cer atâtea date personale, nume, prenume, număr de telefon, inițiala tatălui. Dar ce, Dumnezeu, stați un pic, că nu vreau să-mi fac cont aici. Drept e că la cât s-au scumpit cafelele, trebuie să-ți iei credit, să le plătești în rate după aia. Dar nicio problemă, am fost zilele trecute la bancă, nu mă întrebați de ce, dar din când în când mai trebuie să merg și la bancă. Și acolo la bancă am întâlnit o situație ciudată. Cum stăteam eu și așteptam la ghișeu, intră un cetățean și nu mă aud paznicul zicând: domnule, aveți mască? Vă rog să vă puneți. În bancă, să zică portarul unui nou venit așa ceva: aveți mască? Vă rog să vă puneți. Dacă n-aveți mască, vă dau eu. Într-o bancă, mă, cine ar fi crezut în urmă cu jumătate de an așa ceva? Și ce mai urma să-i zică paznicul? V-a spus masca? Ok. No, haide să vă dau și pistol. La ghișeul 3 acum s-au depus 10.000 de euro. Îs încă proaspeți acolo. Vai de mine ce am ajuns. Da, e greu la terase, domne. Unde mai pui? Că se sugerează, atunci când mergi la terasă, să fii urmărit de un chelner, domne. Triaj observațional. Un chelner stă pe tușă și se uită la tine. Dacă ai simptome de COVID, pac, te-o săltat și te-o dus. Dă-i seama cum. Toți chelnerii ăștia care sunt la triaj o să fie parcă din filme cu supereroi, super spioni. Vezi că stă chelnerul la margine de terasă și se uită așa. Cărăbușul către rădașcă. La masa 3 are un tip temperatură. Ai dui berea caldă. Vedeți? La masa 4. La masa 4 e cineva care s-a scărpinat la nas. Mergeți și învăluiți-l. Stop! A strănutat cineva, închidem terasa. Aduceți poliția, legați-l. Păi în stresul ăsta nu se merită să te duci la terase, mă. La terasă să te duci să fii filat. Ca pe vremea securității dinainte de 89. Nu mă duc la terasă. Și așa ți se sugerează să stai maximum o oră, că-s mulți clienți și n-avem spațiu.
Băi, eu dacă mă duc la terasă, într-o oră n-apuc să rad două bere. Băi, eu dacă mă duc la terasă, înseamnă că mi-am luat declarație de la nevastă, de la socră. Mă duc să mă îmbăt, că mă lasă la terasă. Dar așa, după o oră, ce se fac? Păi nici influencerele alea mari, tipele alea mari, într-o oră n-apucă să-și facă poza din Instagram cu toate filtrele, mă, las-o dracului, ce trăim? Teroarea de la terase. Păi bine, bei unde apuci, de preferință în gură. N-a pus să-ți faci o poză, mă, la terase, pe cuvântul meu. Apropo, a apărut și a treia poză cu Ludovic Orban fumând unde? Tot într-un loc interzis, tot unde trebuia să plătească amendă, pe la guvern, pe undeva. Bă, dar ăsta numai poze de astea compromițătoare are, dar numai cu țigară, o curvă n-a fost el în stare să... Oare ce era numai o curvă? S-o țină pe genunchi. Dă cu țigara. Ăsta și la duș, e pozat cu țigara. De 40 de ani e fumător și a zis, promit să mă las de fumat, las-o dracului, domnul Orban, că ați mai promis că faceți și autostrăzi. Pe asta nu mai cred. Dar Cian Cioloș, fostul premier, a zis că el a declarat clădire fără frumul, clădirea guvernului. Dar după el a venit Grindeanu, știți, bă, Grindeanu, păpușelul ăla, și el duhănea. Și după el, după Cioloș, a venit și Tudose. Apoi Tudose, fă-vă șpriț, fă-vă țigauă, nu se conduce o țauă. Nu? Ponta, Ponta el nu fumează, dar ne-o cam tras în piept. Guvernul Orban. Apoi ce? Fumează Ludovic Orban, că și guvernul Orban e cam fumat. Să pregătesc ceva, ceva. Dar o să vedem, noi nu contează. Soacra, ce face soacra? A rămas cu sechele, soacră mea, de la atâta COVID, de la atâta izolare, a rămas cu sechele, pe cuvântul meu. Când mă duc în cămară, în șpaiț, cum îi zicem noi ardealenii, când mă duc în cămară să iau o pălincuță, mă termoscanează. Mai bine zis, mă scanează. O gură, 52 de grade, peste 10 guri, nu mai ai ce vorbi cu el. Da? A rămas cu sechele. Când mă duc să-mi iau ceva din cameră, în frigider, la frigider, îmi cere declarație. A rămas cu sechele. Sper că voi n-ați rămas cu sechele. Dar ați rămas aici pe YouTube, v-am mai spus eu. Sorin Ovidiu Vântu ar fi spus. Faptul că a subscris canalul lui Nicu Bendea este un plus. Canalul Nicu Bendea este acest FNI al YouTube-ului. Fondul lui Nicu de ilaritate. Stai aici și râzi pe spate. Comentezi pe YouTube și îți îmbogățești sursa și resursa zilnică de umor. Așa că vă doresc în continuare să veniți cât mai mulți aici, sudați-vă prietenii, spuneți-le, bateți-le în geam, haidați-mă pe canalul de YouTube al Nicu, nu vă lăsați. Cine știe când pornește Facebook-ul? Facebook-ul meu e ca economia României. O porni el cândva, dar nu știu când. Sper să-l deșurubeze, să mă lase. Că n-am făcut rele. Am mai zis de una, am mai zis de altul. Dar ce voi, nu vorbiți? La terase despre ce vorbiți? Despre lalele, pisicuțe, taci mă din gură. Da, așa e când ești în aer liber și filmezi și se... Dar, pentru voi, am fost și în această dimineață Nicu Bendea de la FNI, Fondul Național de Ilaritate. Vă aștept și mâine în aceeași formulă, adică eu și cu factorii perturbatori. O zi superbă, că sau nu că sunteți la terase. Da, să fiți veseli, să fiți optimiști și să ieșim cu bine din această încercare. O zi frumoasă vă dorește al dumneavoastră Nicu Bendea.